Ziua. Sunt doctori aici? Sunt? Sunt la serviciu? Dau cazuri? Nu, sunt nou un pacient, dar îmi a luat totul la sec. Dar acum aici este cineva? Este cineva de gardă, habar n-am. Este doctor de gardă, este. Pot și eu să vorbesc cu cineva de la un ziar, sun. Deci, haideți, chemați un doctor să văd. Dar există vreun pacient? N-are niciun pacient aici. Nu mai e închis? Dar de câte zile e închis? De câte zile e închis? De vreo două săptămâni trebuie să strângeșesc. Noi două săptămâni, o jumătate. O săptămână și un pic. De atunci de când a fost cu dezinfecție, când a fost frig, atunci minus 20 de grade în perioada aia, nu? Faci niște verificări la instalații, da, stai. Am înțeles. Și nu puteți chema un medic de gardă, ceva? Da, știți cum este, că eu puteți să ajung dintr-o la terapie intensivă și nu-mi dă voie. Dar n-aveți telefoane, ceva? Nu, n-avem numărul la telefoane. Aici la mine, la Triaș, adică să dar nu nimeni aici, nu este, mai este, nimeni? Este terapie intensivă, doctorul de gardă. Și acum câți medici sunt aici? Deci? Acum câți? Doctorul de gardă, asistent șef, un asistent normal. Cam câți, adică 2, 3, 4, 5 oameni, sunt, 6? Sunt, normal medicii care sunt, care trebuie să vină aici. Asta când erau pacienți, vin să fac serviciu. Sunt alții la 8 ori, sunt alții la 12 ori. Și ei vin la serviciu chiar dacă vin sunt la pacienți? Vin la serviciu noapte și zi. Am înțeles. Ei tot timpul sunt aici. Chiar dacă nu sunt pacienți, ei vin, că asta aici. Este. Deci toți repede, repede. Urmăresc cum merge instalații, mai au treaba lor, dezinfectează sau ce mai fac ei. Am înțeles. Deci au turii normale. De fapt, au turii sunt mașini normale, acolo. Ei sunt, da. Uitați, că doar să văd cum sunt mașini da, aici. Da. Intră și de noapte, deci... Fac mai gărzi chiar dacă n-au pe nimeni? Păi și la ce fac gărzi astea? Dacă asta este spăzească un magazinul de sus, patru. Trebuie să vină să se spăzească, să vadă cum merge căldura, să vede prima... Intră la 7 dimineața, la 7 seara, intră căldura de noapte. Am înțeles. Mulțumesc. Mulțumesc, mă ajută. Pacienți, tot sunt și eu cu cine trebuie să vorbesc? Cu cei de la spiritul, de la infecțioase, da? Am înțeles. Acolo puteți să luați legătura, noi degeaba, aici eu n-am voie să intru la... Asta cum și ATI-ul ăla. Încă da, dacă da, mă simte că am ajuns acolo...